Hai să spun o chestie. Eu am fost în foarte multe jurii de astea pentru tineret, așa. Dar nu mă mai duc să spun de ce. Nu prea există dreptate. Și dacă există, le dă un premiu, le creează mintea lor că vor ajunge mari și îi lasă, îi abandonează. Nu-i mai nu-i Nu-i mai bagă în propulsează, seamă. nu-i mai bagă în seamă. Și uite, de exemplu, Marina Roșu, care eu merg în, îmi place, e o fată atât de studioasă, pe lângă faptul că este și studentă anul întâi, a intrat la medicină și... Pe lângă că e deșteaptă, e și frumoasă și cântă și frumos. Domne, nu când are o ureche muzicală impecabilă, cântă și ea și la pian și la chitară, este o fată studioasă, foarte serioasă. Am ieșit cu ea și cu alte soliste. Uite, mâine mă duc cu Anuța Anghiroi la știri, la Canal D. Și niciodată, uite, am fost la Măruță, am fost la Branco, la toate emisiunile și spun, nu cânt eu, dar lasă-i pe copiii ăștia să cânte. Că dacă nu-i Ca ajutăm să le noi, creăm și noi un drum. mă, e pentru să... Deși ei nu o să facă meserie din cântat, este un hobby, pentru că și ea și altele care i-am ajutat, Adina Roșca, Cătălin Doinaș, ei au altă meserie, sunt profesori, sunt ingineri, sunt alt... De asta e hobby-ul lui și pe mine mă bucură că tinerii îndrăgesc folclorul și cântecul popular pentru că rămân pe mâini bune. Sunt foarte mulți cântăreți foarte buni tineri, nu buni, foarte buni.